G2A, jocuri ieftine. Bleh! Salutare pinkeri și pinkărițe și bine ați venit la un nou episod de GTA cu Carlos. Carlos, ai fost plecat 10 miliarde de milenii, Carlos, la mare. M-ai lăsat pe mine singura cilișa în oraș și practic nu am făcut absolut nimic pentru că n-am mai intrat să mă joc, Carlos. Dar de ce ne-am cățărat noi aici? Ai fugit de mine. Când și, tu a trebuit să vii după mine, tu nu știi că mie îmi place să mă cațăr în multe, multe locuri, ai venit după mine și te cățăra și tu, dacă pici de aici și pățești ceva, te am pe conștiință după. Doamne, ferește! Păi, ok, nu e problemă că am picat eu, dar dacă crăp, mă ajut tu, da? Îmi faci respirație gură la gură, îmi apeși pe stomac, pe burtă sau nu știu cum se face, știi? Și dacă e de vrei... ceva, aduci defibrilatorul? Nu știu ce e ăla. E ăla, mă, devine doctorul. Deci știi cum funcționează defibrilatorul? Prima dată te arunci de pe clădire. Ok, nu. Nu așa ar fi trebuit să funcționeze. Hai că-s rănit un pic. Oh my god, am căzut ca pe... Adu defibrilatorul, Carlos. Ok, așa. Nu uitați să lăsați un like acestui video, oameni buni. La 5000 de like-uri mai facem un episod de GTA. Aoleo, dau mai ușor, bă, că-mi sufli în urechi. Bun, stai, vino mai încoace, că voiam să... Bă, știi chestia aia de vine doctorul cu curent și ți-o pune pe stomac și face... Ceva de genul face și practic... Da, mă, când ai bătăi iregulare la inimă, practic chestia aia îți oprește inima și ți-o resetează ca să bată normal. Știi, mulți oameni cred că chestia aia îți face inima să bată din nou. Nu așa funcționează. Inima trebuie să bată și trebuie să bată foarte aiurea. Și gen aia ți-o resetează. Da, te aud. Hai să mergem. Bă, mergem la showroom, că ai zis că s-a băgat un nou Lamborghini, nu? Nu Lamborghini, Bugatti. Bugatti, a. Da, tot aia. Lamborghini, Bugatti, oricum niciuna dintre ele nu este la fel de șmecheră ca Dacia, ok? Mergem cu mașina mea, că și mașina aia mea care o am eu printre unele aia. Ok, bun, ia scoate-o pe asta. A ta. Mă, ce Audi are ăsta. Unde e, mă, mașina ta, că e indivizibilă? Nu mă vezi? Nu te văd. Oileu, sunt aici pe dreapta. Unde pe dreapta? Ai? What? În dreapta ta. Care dreapta mea? Dreapta. Aici? Sunt pe boldură. Cu ce? Uite, cu... Acum mă vezi. Acum? Wow, eu te-ai teleportat cu mașina în mine, Carlos. Bun, hai, la urcă. Mașina? Da, acum o văd. Stai, nu tu. M-am urcat la volan prea târziu. Hai, bine, condu. Bun, hai că conduc să vedem ce pârcă de mașină ți-ai luat acelea. Ți-ai luat un Audi, a? Un Audi. Pink. Da, te aud. Da, apasă zi. Apasă pe H. Pe H. Gata. Distanță... Ăla e la 13. Eram pe distanță mică la voce? Da. Ok. Dar nu știu că n-am mai jucat de foarte mult timp. Uite, când am intrat, nici măcar nu mai vedeam mai eu. A trebuit să mă duc să... Haoleu, ce mașină avea ăla acolo. A trebuit să mă duc să-mi pun iară mai eu pe mine. Au scos astea de pe stradă, Tsukai, tata. Zic că au scos și frânele, da, Carlos. Le-a scos tot. Nice, Carlos, nice. Acum putem să mergem ca animalele prin oraș și să conducem ca niște teribiliști adevărați. Ia, uite-te first person, să vezi cât de șmecheră e mașina pe dinăuntru. Ia să vedem. Da, bă, are volan de Audi, are ceasuri de Audi. Normal, are faruri și bot lovit de Audi. Salut, YouTube. De ping. Salut. Stai așa să mă scot din first person. Cum ai zis că se cheamă, mă, ca să știu unde să mă uit? La mașini votate. Mașini votate? Intră cu mine, că intru și-o și zic. Este așa, mașini. Și de la mașini votate. Care? La mașini? Sau mașini și mașini votate. Aha. Și ai acolo toate mașinile care sunt adăugate noi. Bun, uite, care s-a băgat e... și un i8 de 26 de milioane de capotabilă electric. I8? Oh, e... No, e prea scump ăsta. Și am deja un i8. Da, dar ăla e altul. Ăla e altul. Bine, unde e LA Car, 80 de milioane. Ce e asta, mă? Mă scuzi, Carlos, m-a sunat un curier, știi, și a trebuit să cobor până jos. Dar cred că am găsit mașina asta, e, nu? Bugatti Divo 2019 ăsta, nu? Da. E cam scump, Carlos. Știu. E. Asta e cam 86 de milioane. Uliu!
Ok, gata, nu m-am uitat la bani, l-am cumpărat, Carlos, hai afară. De fapt, nu cred că mă mai aude că el a rămas acolo așa. Ia stai să scoatem mașinuța să vedem cât de rapid e. Ba, acum nu știu ce să vă zic, dar mie tot I Hate Pink Car 2 îmi place foarte, 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 foarte mult. Uite ce le e, Bugatti Divo. Bun. Hai, urcă, Carlos, mergem la agățat perdele de geamuri, știi? Da. Cu mașina asta. Bă, da, nu știu cât de rapidă o să fie. Eu am impresia că dacă ai mașina mea cu nosul pe ea, cred că e de 10.000 de ori mai rapidă. Dar nu da, se aude atât de frumos. Bă, dar de ce se aude atât de încet jocul ăsta, parcă? Nu știu. Bă, deci jur că parcă se auzea mai tare înainte. Stai așa să mă uit. Mixer, cât e la sută, mă? Ok, cred că acum e prea tare. Dude, stai. Așa. Bun, acum cred că e ok. Deci jur că data trecută când filmam GTA era pe volum ceva gen 30 și ceva 40%. Acum l-am găsit pe 20 și ceva la sută și cred că de asta. Mi s-a părut mie că nu se prea aude, cum îi zice, motorul acestei mașinuțe foarte puternice. Bă, dar ăsta e gen nou model care iese acum în 2019 sau... Cred. Că am văzut un thumbnail pe YouTube cu Bugatti nu știu ce și numele ăla de fapt ce că înseamnă 11 în nu știu ce limbă, știi? Ia uite-te în first person, uite-te la volan să vezi cât de șmechere și uite-te în spate să vezi că în mijlocul scaunelor are niște lumini înăuntru. Unde are în mijlocul scaunelor? Că nu văd nimic. Scoate-te din first person și gen uite-te din față la mașină și o să vezi înăuntru acolo pe mijloc, așa o dungă de aia cu lumină. Bun, am înțeles. E cu LED-uri, e cu de-astea, păi bă... Asta e mașină de gameri profesional, normal că are RGB. E normal. Da, mă, dar pe bune că eu am văzut un Bugatti de ăsta, deci că a fost făcut, știi? Și zicea acum, Bugatti a fost cumpărat de Volkswagen și salvat de la faliment în anul nu știu care și practic mașina asta costă 9 milioane de dolari, like what the fuck? Olu. Carlos, eu n-am nici 9 dolari în buzunar, Carlos, și mașina aia costă... n-ai văzut asta, ok? Și mașina aia costă 9 milioane, imaginează-ți cât de scumpă poate să fie. Wow. Carlos, hai facem o promisiune, dacă vedem vreodată vreun Bugatti în viața reală, îl lingem, dude. Îl lingem, nu contează că e praf, nu contează că a călcat pe drumurile noastre din România pline de... ce mai fac caii, că se mai umblă cu căruțele, știi? Nu contează, îl lingem, Carlos. Afacere? Dacă tu faci asta, eu vreau să te văd. Cum adică, bă, ori linci tu, ori nu mai linge niciunul dintre noi. Păi dacă văd, dacă găsesc. Dacă vezi buga... Oh. Ce l-am aruncat pe ăla? O, foc! Aoleu. Foc vine după noi, cred că l-am aruncat. Hai să fugim repede. Așa. Bă, da, chiar se mai... Bă, Carlos. Da? La viteză mare se mai întrerupe sau nu? Cred că da. Ia vorbește, că eu nu văd să se întrerupă. Eu vorbesc. Și nu se întrerupe, e ok. Cât are parada că a făcut astea cu voci și ok, încă se întrerupe un pic, dar e mult mai ok decât înainte. Da. Păi da, mă, mașina asta n-are izolație mișto sonoră, ca Loganul, de exemplu, dai seama. E un amărât de Bugatti. Care merge numai cu 350, ce pârcă de mașină, frate. Am văzut Dacii în cădere care mergeau mai rapid de atât. Și acum nu știu unde mergem, apropo, eu doar merg cu drumul, da. Hai să o testăm aici pe pod, să vedem. Ia să vedem, 350, 370, 384. Doamne, și 420. Bă, controlele sunt chiar ok. Pentru că cred că nu sare de 400 de asta. Uite, bă, la frână îi se întoarce și spoilerul, doamne ce... Normal. Normal, asta am vrut să fac. Oba, nu, n-am vrut să fac asta! E ok, Carlos, mașina asta arată de parcă ar merge și pe apă. Uite, fii antenă. Ok, s-a oprit. Dă-te jos și împinge-o. Uh-oh. Ui, pot să o împing sub apă, uite, Carlos! Hai să o împingem afară. Uite, am împins-o! Carlos? Ce faci, mă? Carlos, dă-te de... Eu împingeam mașina și te-ai pus peste mine, ești ok? Carlos, pică înapoi! Oprește-o!
Stai. Păi stai, mai merge acum sau... Am forță. Păi da, gata, nu mai împinge, că ești afară din apă. Cred. Ia e stricată, nu mai pot să... Oh my god! Am vrut să-i trag una la mașină, Carlos. Bă... Gen, te-ai pus în fața mea. Carlos, am unul la viață, nu mă lovi. Stai, dacă ai unul la viață, stai că-ți dau eu ceva. Nu, aha, lasă, am 89, am mințit. Ce-i chestia asta, Carlos? Am găsit o minge, Carlos. Uite mingea, Carlos. Mă, degeaba o împingi afară, mă, că nu mai vrei, s-a stricat motorul, mă. Poate încerc eu să o repar prin puterea mea. Ok. De mecanic neprofesionist. Mecanic, aaa. De mecanic neprofesionist. Bă, stai că o dăm iar în apă. Aoleo. Păi mai împingi-o, că te... Bă, nu mai merge. Stai. Păi, stai. Nu, Carlos, nu-mi partea aia. Oh, no. What? Cum, Dumnezeule mare, am reușit să o aducem până aici? Bă, dar nu te poți urca în ea, mă, de asta zic că nu poți să o repari. Că s-a stricat păi de tot. Și acum ce mai facem? Păi acum facem autostopul sau ceva, habar n-am. Chemăm Uber-ul? Dar unde vine Uber-ul, Acilea, pe... Păi hai să mergem păi la drum. Cum se numește locul ăsta în care ne aflăm noi? Ce Dumnezeule mare e asta? Habar n-am. Da, bă, ce frumos ar fi să fii pe, să vii pe acelea în plimbare, Carlo, știi, uite, ai apă și ziduri de beton pe stânga, ai nisip și ziduri de beton pe dreapta. Și fii atent, să vină unul cum ai dat un pumn și mă vezi, uite, așa, Bă, a totuși nu te arunca iar în apă, că iară te neci. Nu de alta, eu nu știu să înnot. Când am făcut poze pentru Instagram... Și m-am mânecat în piscina aia. Bă, dar chiar ar trebui să facem poză pentru Instagram. Carlos, hai înapoi la mașină, facem o poză pentru Instagram. E un garaj în partea asta, Carlos, e acolo și la cineva acasă, știi? Noi mergem la el acasă ca să ne scoatem mașina noastră din garaj. Asta nu prea are logică, dar da. Poate o furăm pe-a lui. Păi cum adică, bă, dar noi nu facem chestii de genul, noi suntem niște buni samariteni. Eu n-am furat nimic în viața mea, mai ales pe GTA. Eu stau la roșu când e roșu la semafor, Carlos. Tu, bă, stai tu la roșu. Normal că stau la roșu, băi, păi vrei să pun în pericol viața cuiva? Bă, păi eu prima oară când m-am întâlnit cu tine, când aveai Mustang-ul ăla... A, bine, ăla... Când la semafor, îi dădeai numai pe roșu. Nu e adevărat. Dacă m-ai cunoscut la semafor, cum de stăteam la semafor, a? Explică chestia asta. Erau milițieni, se era frică de ei. A, bine, acum tu introduci prea multe variabile în ecuație. Scoate mașina, Carlos. O scot pe-a mea. Scoate pe-a ta, că eu nu mai pot să scot, că am scos-o pe aia și practic am... Urâtania asta, bă. Vezi că prinde mai mult decât a ta. Tu ce, bă, prinde mai mult decât ai Hate Pink Car 2? Cred că nu. Nu, da, are nos, că dacă îmi pus-o pe asta nos, te mănâncă. Ah, dacă! Băi, știi cum se zice, Carlos? Dacă și cu parcă se plimbau într-o barcă. Da, dar practic nu. Ia uite. Ia uite ce asta balcon are ăla, bă, și cu un scaun de plastic acolo. Bă, da, gen, stai așa o secundică. Deci, locul ăsta de aici e cât de cât ca cel din viața reală. Și sunt oameni care au casele gen așa. Nu foarte înalte și cu un etaj, două și... apartamente dubios. Și gen oamenii stau fix la plajă. Cât e o casă? Cât e o casă de asta în viața reală, Carlos? Câte milioane? Foarte mult. Jesus, imaginează-ți să ai o casă lângă plajă acolo așa în Miami sau pe unde se întâmplă toată acțiunea asta din GTA. Unde se întâmplă, mă, chiar? Care e orașul? Los Angeles. Los Angeles. Așa, așa, ta tot aia, Miami, Los Angeles. Și acum parcă vezi că zice cineva ping, m-am uitat pe hartă și sunt la 15.000 de kilometri distanță Miami de Los Angeles. Băi, eu nici măcar nu știu geografia României, dar cred că o știu pe aia Americii. Oh, avem Jesus! De jur, nu cred că o să mă obișnuiesc niciodată cu soneria aia de la telefon, frate. Este mult prea gălăgioasă. Stai acolo liniștit, știi, inima ta bate normal și începe asta. Iisuse Hristoase, Doamne ferește-mă! Bun, e bine, cred că o să punem capăt acestui minunat episod aici. Oameni buni, nu uitați să lăsați foarte, foarte multe aprecieri și comentarii acestui video frumos. Și noi o să ne mai jucăm GTA, dar avem nevoie de sugestiile voastre de ce am putea să facem. Ne trebuie ceva inedit, ne trebuie ceva nou și nemai auzit și nemai văzut și, practic, vă rog, lăsați ideile în comentarii. Avem nevoie. Pa!